credeți-vă, subiect național, mi se pare și corect. De ce? Pentru că votul din 26 mai s-a dus oriunde vreți voi, numai la europarlamentare nu s-a dus. Adică, s-au dus niște unii la Bruxelles, europarlamentari, dar acasă, problema nu e cine s-a dus la Bruxelles, că fac pariu că dacă ieșim pe stradă, uite, eu ies acum pe stradă, aici, pe Calea Victoriei, sau merg la voi, unde vreți, în oraș, în comună. În ce comună vreți voi? Și ieșim pe Șușa, pe uliță, pe principală. Și întrebăm lumea. Nu ce-s ăia eurodeputați, că se uită la noi ca la mașini străine. Care este eurodeputatul pe care ei l-au votat? Au nicio treabă. Care e primul pe listă? S-ar putea să știe. 1, 2, în rest atenat. Bine, fapt pentru care acesta fiind subiectul important pentru România, ce-i asta de aici? Niște servicii unde muncesc oameni, tineri. Invitatul vostru astăzi este Marius Budăi, ministrul muncii. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua dumneavoastră, colegilor din platou și tuturor celor care ne urmăresc la această. Mă bucur că ați acceptat să veniți să discutăm despre această temă extrem de importantă. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Domnul Budăi a venit să discute fără niciun fel de menajament, ca oricare alt ministru dintr-un cabinet atât de țintit, atât de hulit și atât de dorit a fi plecat de la Palatul Victoria, cum rar s-a întâmplat. Rar, credeți-mă, rar. Poate doar Boc, dacă mi-aduc aminte și mi-aduc aminte bine, poate doar guvernul Boc s-a dorit a fi plecat atât de abitir cât guvernul Dăncilă. Nici nu știu cu ce să încep. Aș începe, uitați cu ce vă propun să încep, ca să începem tare. Sunt convins că nici domnul ministru nu știe, dar dacă știe, o revede împreună cu mine. Dom'le, a făcut Gabriela Firea o declarație absolut halucinantă. În orice țară normală, declarația aia declanșa o criză politică majoră. Știți ce a spus Gabriela Firea? Nici mai mult, nici mai puțin că premierul României, doamna Dăncilă, i-a spus că nu știe cum s-a făcut bugetul țării pentru că n-a fost chemată. Ascultați-o. Doamna premier ne-a spus că nu a fost lăsată să se implice în realizarea legii bugetului de stat pentru că lucrurile ar fi arătat altfel. A spus că nu a fost lăsată și că altcineva a făcut bugetul politic. Acum a promis, ca să închei fraza, acum a promis că se va implica, astfel încât măcar ce este prevăzut în legea bugetului, așa puțin cât e, dar acel puțin măcar să vină în mod sistematic și în mod regulat. Domnul Budăi, ați mai auzit așa ceva de când sunteți în Moldova, în București, ministru? Ce sunteți dumneavoastră, că sunteți un om destoinic? Ați mai auzit voi așa ceva ca premierul țării ălea, cum e România? Niciodată în 29 de ani nu s-a auzit așa ceva. Să nu fi fost lăsat să participe la legea bugetului țării lui? Eu cred că trebuie și verificată această chestiune. Credeți că minte Firea? Nu zic că minte. Eu zic că nu minte. Eu zic că n-am văzut nicio reacție de la doamna premier și trebuie clarificată această situație cu siguranță. Iar ceea ce contează până la urmă nu contează decât așezarea bugetului pe liniile lui directoare, ceea ce a fost stabilit prin legea bugetului, asigurarea finanțărilor pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, de exemplu, asigurarea finanțărilor pentru creșterile de pensii și de salarii, de tot ce s-a propus. Eu cred că mai pot fi discuții ulteriori așezării de 6 luni de la început de an, pot fi discuții în completarea legii bugetului la rectificare. Sunt discuții pe tehnic, iar eu cred că anumite discuții purtate într-un spațiu restrâns ar trebui să rămână acolo. E, asta deja e altă abordare. Adică dumneavoastră cam reproșează Firea că a făcut publică o discuție pe care a avut-o cu premierul, cu doamna Dăncilă. Vă întreb direct, ce înseamnă votul? Asta e întrebarea pe care v-ar pune eu milioane de români dacă ar avea ocazia, privilegiu pe care l-am eu să vorbesc direct cu ministrul muncii. Domnul Budăi, ce înseamnă, domnule, votul din 26 mai pentru pensii, pentru pensiile speciale, pentru salarii, pentru programe part-time, pentru contractele alea part-time în care foarte mulți tineri, mai ales studenți, muncesc în IT, muncesc în zone de-astea corporatiste? Ce înseamnă votul ăsta? Adică ce aduce ca modificări? Sau mergeți înainte ca și cum nu ar fi existat? Pentru că, oameni buni, vă reamintesc, domnul Budăi este ministru unei majorități care nu s-a schimbat neam după 26 mai. E aceeași majoritate, PSD, ALDE, UDMR. La această întrebare pot să vă răspund într-o cheie politică și într-o cheie guvernamentală. Nu, domnule, într-o cheie pe care o așteaptă omul acasă. Care credeți că la noastră Moldova o așteaptă moldovenii? Cheia... Omul așteaptă acasă cheia guvernamentală, ceea ce noi am spus și vom spune tot timpul. Atât timp când vom fi la guvernare, măsurile pe care ni le-am propus să le implementăm, cu siguranță le vom
pune în aplicare, așa cum am propus, tot ce e propus pe anul acesta, de exemplu, vis-a-vis de prestații sociale, salarii, pensii, tot ce avem în grijă ca Minister al Muncii, pentru că aici ne ocupăm de la nou născut până la cel mai vârstnic personaj din România. Avem bugetat, avem măsurile cu etapizarea lor în grijă. Suntem un pic întârziați, în fine, din cauza unui atac la Curtea Constituțională pe noua lege a pensiilor, dar cu siguranță ne vom descurca și acolo, dar ceea ce avem depus în practică acest an, cu siguranță anulați mergem înainte. Anulați pensiile speciale, dacă da, pe care, dacă nu, de ce? Aici, vedeți dumneavoastră, eu nu aș răspunde, dacă vreți să răspund populist, ca și colegii din opoziție, aș răspunde da, imediat am dat tot jos. Ori această declarație, această sarabandă de declarații, tăiem pensiile speciale, începem, tăiem pensiile magistraților, nu mai tăiem pensiile magistraților, tăiem pensiile militare, nu mai tăiem pensiile militare. Păi, scuzați-mă, mie chiar mi-e frică când acești oameni vor veni la guvernare. Pentru că în 5 zile modifică declarația de 20-30 de ori, ca peste 3 zile să revină la inițial, ca după aia să spună că nu mai știu ce o să facă. Eu vă spun cu sinceritate așa, trebuie despărțit ceea ce înseamnă pensie militară. Pensia militară nu este o pensie specială. Nici nu e, bineînțeles. Avem o decizie a Curții Constituționale care spune ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Eu cred că aici trebuie o dezbatere mai largă cu toate ministerele implicate, pentru că sunt Ministerul de Justiție, are în grijă pensiile magistraților, Ministerul de Interne, la fel, Ministerul Apărării. Noi, Ministerul Muncii, ne ocupăm de sistemul public de pensii, cel bazat pe contributivitate. Da, pensiile magistraților. Dar trebuie... Vă dau un exemplu, la întâmplare. Pensiile magistraților, care din 2001, dacă mi-aduc aminte bine, au fost transformate în pensii speciale de către guvernarea Năstase, adică tot de PSD. Întrebare. Veți umbla la ele? Că dacă nu, o să sară piloții de la Tarom, care au și pensii speciale, o să sară nu mai știu care și eu pensii speciale. Dom'le, de ce noi da... Atunci și aia nu, pentru că aici mergem la articolul 16 din Constituție, care spune că suntem egali în fața legii. Și eu zic așa, ori trăiați toate pensiile speciale și ne întoarcem la situația României dinainte de 2001, că nu exista nici o pensie specială în România. Asta e adevărul istoric. Nici alea militare, atenție, nici atunci, nici azi nu intrau în discuție. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu intrau în discuție pensiile militarilor. Nu intrau, știm noi, dar în dezbaterea publică ne aruncăm în tot felul de declarații și eu am să vă spun un lucru pe care noi îl avem în grijă foarte, foarte tare. Atât cât se leagă de guvernarea PSD, să se lege de majorare de venituri pe cât este posibil, nu pe tăieri de venituri. Dar ceea ce spuneți, și vedeți, mi-ați adus aminte și de aviatori și de tot ce înseamnă comandori, discuțiile sunt mai mari. Avem Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor. Deci aceste dezbateri trebuie făcute corect și transparent și apoi după aia tăiat și luat o decizie, adică tăiat în sensul că noi spunem în România, avem o vorbă, măsurăm de 10 ori și tăiem o dată. Așa, dacă vrem să spunem o chestiune pur populistă, să dăm bine la public, aș putea și eu spune acum, intrăm cu picioarele în ele. Nu, trebuie să fim responsabili, trebuie să ne asumăm ceea ce facem și trebuie să discutăm. Și dacă le băgăm pe toate într-o oală și am făcut un amalgam din ele, n-am realizat nimic. Subiectul e greu, subiectul e mare, fapt pentru care vă propun ca la ping-pong replici scurte, de așa fel încât domnul Budoi, așa cum ați mai făcut în emisiunea mea, și am primit foarte multe aprecieri și eu și dumneavoastră, să dați răspunsurile să le înțeleagă și la Dolhasca, și la Gorj, și la Constanța, și la Timișoara. Și la Botoșani. Și la Botoșani, unde vreți dumneavoastră, și la Satu Mare, peste tot, și la Cernăuți, și la Chișinău, și la Bălți, unde vreți. Ideea e așa, domnul ministru. Veți umbla la contractele part-time în sensul depresurizării impozitului, pentru că domnul Sighiartău, Robert Sighiartău, secretar general PNL, a propus în Parlamentul României scăderea cotei de taxare a contractelor, suprataxarea, ca altfel spus, a contractelor part-time. Contracte care, atenție, sunt țintite preponderent către tineretul țării. Da sau nu? Haideți să vedem ce înseamnă... Nu, păi nu pot răspunde cu da sau nu. Nu v-am spus da sau nu, am spus răspunsuri scurte. Răspunsuri foarte, foarte scurte. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în economie după această măsură. Peste 200.000 de contracte s-au transformat imediat în normă întreagă. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că în construcții, de exemplu, un zidar lucra cu normă întreagă la salariul minim sau cu fracțiune de normă la salariul minim și stătea pe șantier 12 ore, nu o să am cum să vă cred.
analiza trebuie făcută de la caz la caz, ori tot ceea ce se spune acum. Și mai e un lucru. Uitați, nu uitați că eu am fost director într-o casă de pensii. Foarte multe, dar foarte multe dosare, peste 10.000, mi-au trecut prin mâini, citite, pentru că am avut tot timpul întrebări. Domnule, pensiile sunt mici. Am lucrat 30 de ani, 40 de ani, 20 de ani în construcții, am nu știu ce, am avut salarii. Păi și când am luat și am analizat, ia uite, bunicule, că 15 ani de zile ai lucrat cu jumătate de normă, la salariul minim. Contribuția, pentru că la un moment dat am fost forțați să ne complacem într-o asemenea situație, în momentul de față, cred că ne place această situație să avem 2 lei pe hârtie și să luăm 5 lei în mână. Ori chestiunea asta, când ajungem la pensie, se întoarce împotriva noastră. Că am avut o contribuție mică, deci avem o influență în punctaj mică. Am înțeles. Deci... Ori eu cred că nu e o decizie de da sau nu. Dar o analizați? Eu cred că totul trebuie analizat. Orice propunere vine și care vine cu onestitate spre dezbatere, nu contează că vine de la opoziție sau de la putere, trebuie analizat. Dar trebuie ca dialogul să fie cinstit, nu populist. Altă întrebare. Considerați... Altă întrebare. Mă de Iordache, da. Îmi cer scuze. Chiar n-am vrut să fiu glumă. Voi formula încă o întrebare, ca să nu zicem altă întrebare, că asta deja e brand Iordache. Mă întreb așa, domnul ministru. Fondul Monetar Internațional, prin delegația pe care o are la București, nu știu numele domnului, un asiatic ceva, să-i dea Dumnezeu sănătate, vă sfătuiește să... Nu. Spune așa, guvernul a crescut pensiile și salariile, fapt care a destabilizat economia României. Asta spune Fondul Monetar Internațional. Ați luat în seamă spusele femeiului prin șeful delegației sau nu? Prima parte a întrebării și a doua, conexă. Mai gândiți sau v-ați stopat în gândirea de a crește salarial și salariile și pensiile în contextul economic actual? Bun. Contextul economic actual. Iar vă spun cu tot respectul, nu-mi solicitați întrebări cu răspunsul cu da sau nu. Contextul economic actual. Eurostat, care nu-i pesimist. Măsurătoarea Europei. 5,1% creștere economică pe primul trimestru. Mă rog, 4, nu știu cât acum. Ne. 5,1. 4,7. Așa am citit eu ultima oară. Citim surse diferite. Probabil. Bine, hai să facem media. 5. Eu mă uit pe site-ul lor, pe Eurostat. Da? 5,1. Bine. Creștere economică cu premize bune. E pe consum? Ne uităm și pe consum. Există vreo creștere în lume? Nu este fără. Dar e preponderent pe consum? Nu poate fi decât... Că investiții nu... Pe anumite procente. Dar... Vă știe lumea om sincer. Sincer. Acum mă uit în ochii noi să ne uităm unul altul. Vă știe lumea om sincer. Și vă spun din surse care doresc să-și păstreze anonimatul, dar sunteți printre puținii membri ai guvernului Dăncilă care sunteți etichetat ca un om corect. Dom'le, e majoritar pe consum, una, creșterea economică, pentru că la capitolul investiții stăm foarte rău. Bun, majoritar pe consum înseamnă că noi am crescut veniturile românilor, putem realiza un consum care ulterior urmează să își reflecteze în producție. Spuneați că nu sunt investiții, putem face amândoi și mi-au... Îi spun doamnei premier să-mi dea concediu o săptămână și mergem prin satele din România. Nu mă faceți că vorbesc cu patronul și mi-au și o săptămână și mergem. Și mergem împreună și facem reportaje, dar cred că mai bine ar fi să-l faceți cu domnul vicepremier Daniel Suciu, pentru că el stăpânește mai bine chestiunile astea. Eu vă spun de la mine din județ și prin județele prin am fost în țară. Nu sunt primari care să nu laude acest program, de exemplu, pe investiții. Că avem un deficit și că trebuie să forțăm pe spitale și pe autostrăzi, cu siguranță. Care program, domnule, la 10 miliarde alea? Cu siguranță. Domnule, o să vedeți că așa a spus lumea foarte tare. Vai, ce o să faceți, băi, cu PRD-ul, nu o să faceți nimic. Întrebați primarii de orice coloratură politică dacă sunt mulțumiți sau nu de acest program. Dacă sunt mulțumiți de timid așa, 5, 6, 7 km de asfalt, nu știu cât kilometri de canalizare, apă și așa mai departe. Dar să vă răspund la a doua parte a întrebării. Am fost președinte la Comisia pentru Buget Finanțe. Ați fost. Am avut onoarea să am în vizită femeiu pe discuții când a fost. Acum timpul nu mi-a permis să merg la comisie, că aș fi avut foarte multe de spus. Ultimul... Am pregătit atunci un material lucrat extrem împreună cu consilierii mei și prezentat și în PowerPoint. Ultima imagine pe care le-am pus-o domnilor de la femei a fost așa. Estimările dumneavoastră de creștere economică pe ultimii ani, realitatea economică din România. Ce s-a întâmplat? Nu prea au avut răspuns, domnule. Deci, adică eu înțeleg așa, ce spuneți dumneavoastră, subliminal, așa ne dați de nu înțeles. Nu subliminal, cu subiect și predicat vă spun că au greșit în estimări. Adică subliminal ce ați vrut să spuneți, că femeiul nu prea își dorește să meargă guvernul bine, fapt pentru care vă cam pune bețe în roate.
Am tradus eu bine? Eu vă spun cu subiect și predicat că ei s-a dovedit și anii din urmă o dovedesc că au estimat greșit. Și estimările noastre chiar și în anul 2017 a fost mai pesimist decât ce s-a întâmplat. Bun. Vă reamintesc să ne uităm pe construcția bugetară. Ultima parte a întrebării era așa. Ați renunțat la orice creștere salarială? Sub nicio sau formă. Pe... Cum? Sub nicio formă. Cum? Sub nicio formă. Păi, cum nu? Păi nu. Bine. Păi ce? Păi stați un pic... Vreți să o legați iar de votul din 26? Da, domne, vreau să o leg de votul. Domnule, haideți să vă spun ceva și vă spun cu toată sinceritatea. Și vă spun în felul ce discutăm noi acum. Românii ne-au dat o lecție la aceste alegeri. Dar noi nu ne răzbunăm pe români. Noi am promis, avem un program de guvernare. În 2020, când se va termina ciclul electoral, dacă nu trece vreo moțiune de cenzură, dacă va trece vreo moțiune de cenzură, atunci ne vom face bilanțul și îl vom prezenta în fața românilor și vor lua decizia ca atare. La următoarele alegeri vor spune, bă, ăștia au făcut, ăștia n-au făcut, asta au promis, asta n-au făcut. Dar atât timp cât noi ne-am asumat anumite chestiuni, atât timp cât sunt transpuse în legi anumite chestiuni, chiar și programul de guvernare este transpus în lege, chiar și măsurile pentru anul ăsta sunt transpuse în legi, nu avem de ce să ne oprim. Creșterile salariale s-au întâmplat la început de an, recalcularea pensiilor se întâmplă și acum suntem la undeva 46.000 de decizii deja emise, 43.000 și aproape 43.800 deja puse în plată. Dinamica este accelerată prin implementarea de noi module la soft. Nu avem nicio problemă. Banii sunt acolo, deciziile merg, oamenii primesc diferențele din urmă, cum spune legea. Nu renunțăm avem la așa un material ceva. Dramatic. Am primit un semnal dramatic din lumea medicală, domnul ministru. Medicii de familie sunt disperați, au murit un coleg de-al lor în Bihor, în gardă. A murit un medic în gardă. Făcea de gardă, pensionar fiind, la... Dumnezeu să-l ierte, știu cazul. Dumnezeu, știți cazul. Da. Domne, ideea e așa. Că a murit să-i fie țărână ușoară. Avea 1.280 de lei pensie, domne. Bun, dar o secundă. Poate... A luat foc internetul în lumea medicală. Cel care de la care a plecat, omul de la va intra în direct cu noi pe telefon, cu acceptul meu să chiar o să dialogăm nicio cu omul. Nicio problemă. Vă știu, un om destupat la și deschis la dialog. Botoșan, când oameni buni. Director la Casa de Pensii, dădeam o audiență prin televizor, deci, fără probleme. Este cam peste 40, este al 40 și nu știu câtelea, unul, al doilea caz, peste 40 de medici au murit în gardă, în condițiile în care, domnule ministru, gărzile nu sunt luate, că vorbesc cu un fost director de Casa de Pensii, domnule, gărzile nu sunt luate ca vechime în muncă. Ăștia săraci medicii, repet, în gardă e cel, știți mai bine ca mine, știm amândoi la fel, eu știu ca ziarist, dumneavoastră ca ministru, ascultați-mă o secundă, garda nu e spital, spitalul e greu, garda e și mai grea, că în gardă îți vine tăiat de mașină, în gardă îți vine accentat, otrăvit, tăiat cu toporul, bătaie, scandal conjugal, nașteri, pierderi de sarcină, ferească Dumnezeu și toate vin în gardă. În spital e mai tihnit, în gardă nu e cu plicul, în spital mai e din păcate. În gardă nu e cu telefon, e nepotul meu, sunt budei la telefon, vedeți, sunt Tudor Barbu, vezi că vine nepotul meu. Nu, în gardă e la călcat tramvaiul, indiferent cine e. Ferească Dumnezeu. Omul ăsta a murit în gardă, iar medicii au luat foc. Pentru că ei nu sunt nici privați, nici la stat, nu le-a dat statul român, de-al de Olguța și de-al de PSD și de-al de Dragnea, un leu, domnule ministru, un leu. Nu le-a dat. Ia. Cum adică? Păi acum, nu, la creșteri salariale, la medici le-au dat o poală de bani să nu mai plece. Apropo că v-am auzit spunând, și vreau să vă întreb și asta, că au început românii să vină acasă, da. E declarația ministrului Budăi. Da, și okay. Mă mențin și vă demonstrez cu cifre. Este un lucru foarte bun. O să vă întreb. Dar până ajungem la câți români se întorc acasă și de ce se întorc și de ce iese Marius Budăi să spună că vin românii înapoi, vă întreb direct. Care este diferența pentru PSD și pentru ALDE între medicii de familie și medicii ăilalți, când medicii de familie sunt considerați niște privați și nu au beneficiat de salarii mărite? Pe care, de consecință, nici pensii. Stați așa un pic. Vă rog. Ați spus de medic care face în gardă la OPOL, nu e medic de familie. Un medic care face în gardă la OPOL. Nu, eu am vorbit de două lucruri, le-am conexat. Păi, stați așa un pic. Dacă vorbim de două lucruri conexate... Colegul Ștefan Coai, primul MFI-ist din Bihor cu contract privat cu casa, are contract privat cu casa. Și a amenajat spațiu, s-a dus azi la ceruri. Nu a mai apucat să iasă din garda efectuată la Casa de Pensii. Sau unde? Ce înseamnă CP? Te-ai zis ce înseamnă CP, că nu știu. Iartă-mă. Casa de Pensii, zic și eu.
Ce treabă are casa de pensii? Nu știu. Vedem imediat dacă aia înseamnă. O să fie în direct cel care a postat. Abia ieșise la pensie, mai făcea gărzi la... Cred. Pentru a fi încă activ. Se mutase din Oradea, mă, să-l ierte Dumnezeu. Alo, Ministerul Sănătății, colegii medici, și este apelul și către Ministerul Muncii. Domnul Pantea, ce înseamnă... Bună ziua, domnul Valentin Pantea. Postarea a plecat de la noastră. Ce înseamnă, domnule CP? Bună ziua, bine v-am găsit. Centrul de permanență este o gazdă făcută de medici de familie în camerele medicale de medici de familie. Centrul de permanență. Iertați-mi, da, corect. Bună ziua, domnul ministru, v-a salutat. Domnul Pantea, explicați-ne și nouă, care e, domnule, necazul cu Ministerul Muncii și cu Ministerul Sănătății de a ieși iureșul ăsta în lumea medicală? Păi necazurile sunt multe. Nu, ăsta punctual, de plecat de la decesul colegului dumneavoastră din Bihor. Da, deci este aici o discriminare crasă între medicii de familie și medicii din spital. Medicii de familie au un venit pe cabinet egal cu venitul medicului din spital. Medicul din spital este singur pe acei bani, medicul de familie își împarte acei bani cu asistenta, cu cabinetul, ce rămâne sunt ai lui. Deci cam o treime din banii aceia rămân medicul de familie. Este o discriminare foarte mare între medicul de familie și medicul de spital. Bine, dar din ce discuție văd că purtăm, n-are nicio treabă cu domnul Budăi, mai mult cu doamna Pintea e problema. Putem vorbi puțin de buget, că suntem și la buget, a spus, da? Da. Da, ok. Este legea statului publicată în motorul oficial în 15 martie, în care se prevede că în niciodată a fi mai mulți bani, cu 27% față de 2018. Suntem în iunie, nu am primit niciun ban în plus din banii prevăzuți prin legea bugetului. Am înțeles. Nici asta nu e de competența domnului Budăi, nu iau apărare, dar e de competența noastră? Nu. Eu pot să spun doar atât că recent s-au luat câteva măsuri, îmi cer scuze dacă nu, pentru că nu le știu, nu țin de ministerul meu, s-au îmbunătățit câteva lucruri pentru medicii de familie. Confuzia era de gardă, am înțeles, știu ce înseamnă centru de permanență. Garda, ne gândeam la ceea ce se întâmplă, că domnul Tudor Barbu spunea de cei accidentați, cei cu alte probleme, cei care vin de fapt în UPU, care nu sunt același lucru cu dumneavoastră. Dar știu că pentru medicii de familie sunt câteva măsuri de îmbunătățire. Cel puțin am participat la o discuție când era doamna ministru Sorina Pintea și cu doamna premier. Discutam pe chestiuni conexe și am ajuns și la discuția aceasta. Dar o să rog pe doamna ministru a Sănătății să iasă și cu siguranță dumneai poate da, să vă informeze. Da. Câți ani de muncă, domnul mai mult. În schimb, da, vă rog. În schimb, colegul Ștefan Coai avea peste 35 de ani de muncă ca și medic. Să știți că lumea comentează negativ, o comentarii negative cum că ar fi contribuit la fund de pensii cu venitul minim pe economie. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Îl cunosc foarte bine. Știam foarte bine pe colegul Ștefan. Asta am vrut să vă întreb și eu. Cum putea să aibă o pensie de 12.800.000 de lei, 1.280.000 domnule cu 35 de ani de medicină în spate. Îmi cer scuze dacă îmi permiteți un pic. Eu nu știu, n-am văzut dosarul, dar cu siguranță la atâția ani lucrați, ceva s-a întâmplat în sensul contribuției. Pentru că nu putea să fie o contribuție mare care să aibă influență atât de mică în valoarea pensiei. Dar nu știu care e situația corect, în dosar și nu pot să afirm clar cu subiect și predicat că așa este. De cine depinde? Dar revenim, numai un pic. Revenim la ceea ce spuneam mai devreme, dacă ați fost atent, vis-a-vis de încasarea 2 lei pe hârtie și a 5 lei în mână. Sunt situații care, vedeți, când ajungem la vârsta pensionării, se întoarce împotriva noastră. Da, o să puteți fi de acord. Da. Știam foarte bine pe colegul Ștefan, știu bine că a fost un foarte bun manager, dovadă că a fost primul medic de familie în contract privat cu CSU. Deci a fost om vizionar. Știu foarte bine că a contribuit cu mai mult decât minimul pe economie la fondul de pensii. Nu știu cu cât exact. Eu nu am contrazis, domnule doctor. Eu am explicat o situație de fapt care se poate întâmpla. Asta e problema, domnule. O secundă. Uitați-vă puțin, domnul ministru. Asta e problema. Gărzile, e petiția online provocată de omul de la telefon. Gărzile medicilor trebuie considerate vechime în muncă. Adică dacă să fie... permiteți să am un dialog cu domnul doctor, poate clarific câteva aspecte. Domnule doctor, da, gărzile medicilor trebuie considerate vechime în muncă. Eu nu am nicio reținere aici, dar aș vrea să vă întreb.
pe aceste gărzi, și dacă mă refer nu în centrele de permanență, pe toate gărzile medicilor din România, se iau bani suplimentari. Da. Da? Deci e un venit suplimentar. Acest venit suplimentar face pentru noi, la pensie, face un impact pozitiv. Deci provoacă un impact pozitiv, cu cât ai venituri mai mari, creștere corect până aici. Da. Cu ce mă ajută, deci ar trebui să înțelegem, să discutăm, cu ce mă ajută acești ani suplimentari? Pentru că dacă iau cazul unei persoane care lucrează cu normă întreagă undeva și mai lucrează cu alte fracțiuni de normă în altă parte, el în anul fiscal 2019 doar un an, sau chiar în anul calendaristic 2019 doar un an are vechime, îl ajută doar ca influență financiară în momentul ieșirii la pensie. Care e, că trebuie să fie mai departe chestiunea asta, că da, eu tot ce depășesc, sigur. Tot ce depășesc, de exemplu, noi bărbații trebuie să facem 35 de ani de vechime. Eu tot ce depășesc de cei 35 de ani, chiar dacă mi-aduc gărzile și ajung la 45, dar dacă veniturile sunt mici, nu mă ajută. Da, gândiți-vă că toți și noi suntem oameni. Și noi suntem epuizați, avem momente de oboseală. Suntem storși de energie după clar, o normă și jumătate făcută ani și ani de zile. Am vrea să și puțin mai devreme la pensie ca să ne bucurăm și noi de pensie. Păi asta era... Asta... Colegul meu a ieșit la pensie și acum ani zile a prins doar un an de pensie. În mod sigur s-a fi bucurat și el să prindă mai multe de pensie lângă familie, lângă nepoți. Deci este o uzură foarte mare. Deci înseamnă că am avut dreptate, este și un pas următor, nu rămânem doar că e vechime, care nu ne ajută practic... în cuantumul pensiei. Pe noi ne ajută contribuția, ceea ce noi contribuim în cuantumul pensiei. Vechimea să vină cu o reducere a vârstei de pensionare. Asta este, ar fi dorința. Da, dorință conexă, da. O scădere a vârstei de pensionare ca să ne bucurăm și noi că suntem oameni și pe că de altă pensie, parte și cu asta închid. Cât, 60 de ani când am avut colegul. Am înțeles, domnule doctor. Dar pe de altă parte, știți că sunt în sistemul medical acele solicitări de a mai sta peste vârsta. Da, sigur, cine vrea poate să stea. Cine vrea poate să stea, sigur. Cine vrea poate să stea, cine mai poate să mai ducă, să mai ducă. Eu înțelesesem cumva așa că aici vom ajunge. Domnul Patea, dar să știți... am înțeles acum cu subiect și predicat, dar dumneavoastră vă mulțumesc frumos. Să știți că asta cu cine vrea poate să mai stea, domnul Pantea, eu acum vă întreb așa, nu știu dacă aveți copii. Eu am, am prieteni care și-au pregătit copii toată școala și tot liceul pentru o excepțională facultate de medicină și o carieră de medic, numai că n-au loc. N-au loc. Eu vă sugerez să luați în calcul și să luați în calcul și tineretul extrem de valoros care pleacă prin clinici, pentru că n-au loc în sistemul românesc, tocmai pentru că în sistemul românesc, cum bine v-ați exprimat adineauri în emisiunea mea, mulți vor să rămână și după pragul de pensie. Păi da, dar atunci... Da. Doar o notificare, așa, completare. Medicii vor să lucreze mai mult de 65 de ani și după pensie, pentru că sunt prost plătiți, pentru că nu pot să stea acasă cu o pensie de mizerie. Legu, sigur, o pensie mai bună, nu făcea găs după ce ieși la pensie. Și cei care vor să facă mai, să lucreze mai mult, nu o fac neapărat pentru că vor să fie în continuare să fie activi. O fac pentru că sunt obligați financiar. Haideți să vă spun ceva, domnul Pantea. Iertați-mă un secundă, domnul ministru. Știți, domnul Pantea? Profesorii, indiferent de categoria lor de catedră, de ce grad au, cei care ne-au școlit pe toți, și pe domnul ministru, și pe mine, și pe dumneavoastră, care v-au făcut medic pe dumneavoastră, profesorii aia, când ies la pensie, majoritatea dintre ei au o pensie de mizerie ca și medicii. Și ei n-au cum să... Adică, vedeți cum e? Uneori zicem, da, domne, trebuie ajutat sistemul medical, medicii să nu mai plece din țară, să vină să rămână, sau să rămână acasă. Numai că în momentul în care dumneavoastră, pe bună dreptate, susțineți că unii medici sau majoritatea ar trebui să rămână și după vârsta de pensionare, pentru ca pensia acumulată cu munca să le dea un venit civilizat, blochează tinerilor calea de a face medicină în România și îi pune pe cursă spre Occident. Da, tot am început la subfinanțarea sistemului ajungem. Că dacă ar fi bani suficient, medicul la anumită vârstă s-ar mai trage din activitate. Așa este. Asta loc pentru cei tineri. Și pentru că nu sunt plătiți cum trebuie medicii, fac în continuare. Așa este. În plus, pentru a suplimenta pensia, veniturile, tot acolo, am de la subfinanțarea sistemului. Am înțeles, medical. Domnul ministru. Ceea ce vreau să spun este ceea ce practic noi am implementat deja, fără a ne lăuda, că eu am spus tot timpul că nu ne lăudăm cu ceea ce am făcut, doar menționăm, dar ușor, ușor situația, odată cu veniturile aduse în sistemul sanitar,
contribuția în sistemul de pensie va fi alta. Și de aici vedeți că este o a doua justificare, pe lângă faptul că ne pleacă medici tineri din țară și avem nevoie ca acum acești medici să aibă un venit mai mare, dar avem nevoie ca și în momentul ieșirii la pensie, pe baza acestor venituri majorate, să fie și un alt punctaj și, bineînțeles, o altă valoare. Mulțumesc mult, domnul Pantea! Pot să mai întâlnesc o idee? Vă rog, dar repede, vă rog. Da, sigur, da. Deci că pleacă din țară și medici familie. Nu doar medici din spital. Știu, fără doar Franța, și poate. În Germania, eu am rămas în țară pentru familie, am plecat și eu în Franța. Eram de mult în Franța și vedeam acolo de medicină și eram fericit. Rămân asta pentru familie. Mulțumesc, domnul Pantea. Da, e o dramă. Dom'le, Mi-a scris Vărmiu, nu poți să te bag vărule în direct, n-ai cum, la noi la emisiune, doar dacă sunt tu și prinzi o linie în direct, după ora 17 deschidem telefoanele. Vărule, întreabă pe domnul ministru, vă citesc, încât e, fac și eu acum, cum să zic, un lobby familiei. Vărule, întreabă pe domnul ministru, în cât timp trebuie să-ți dea statul un răspuns la o cerere depusă anul trecut, atenție, pentru ieșire la pensie la limită de vârstă, punct. Adică semnul întrebării. Cum e posibil să faci o cerere și după un an să n-ai, după mai bine de 6 luni să n-ai niciun răspuns? Sau e normal, poate? Nu, haideți. Nu știu. Discutăm punctual ca să nu dau în alte... Nu că e vorba, e o glumă, puteam să spun că e de la un telespectator, dar ideea e că problema asta o au mulți. Există astfel de situații și o să le explic imediat. Vă rog. În general, rezolvarea unui dosar, și sunt asta pe indicatorii de performanță, medie 37-38 de zile. Până se termine decizia. Legea spune în 45 de zile. În 45 de zile am terminat decizia, încă 5 zile până ajunge prin poștă acasă. Să fac 2 luni. Următoarea lună se pune în plată. Asta e... Nu putem de pe o zi pe alta, pentru că nu este un pensionar pe zi. Și nu minte, ascultați-mă un pic. Această situație poate fi generată de realizarea unui stagiu într-o țară a Uniunii Europene, care presupune o corespondență între state. N-are, domnule, presupune, eu cunosc, n-are, am un cinuman țărișoare. Păi atunci înseamnă că e un abuz, e o greșeală, trebuie de verificat. Asta am vrut să aud, domnule, că dacă nu spuneți. Ascultați-mă un pic, cu date clare ca să putem verifica. Că nu vrea să facă scandal, el m-a întrebat, pentru că sunt mulți români care vor să audă din gura ministrului adevărul. Nu e vorba de scandal, e vorba de a pune la punct anumite chestiuni și dacă sunt derapaje de acest gen nejustificate, trebuie descoperite și sancționate, iar vorul dumneavoastră să îmi dea datele cu caracter n-o personal. Nu o să fac asta că e trafic, dacă vă dă datele, e trafic de influență, n-o nu o să vi le trafic dea. De influență, ascultați-mă un pic, acum s-ar putea să suni un pensionar că a spus că luăm telefoane și să mă întrebe ceva de dosarul lui. Dacă nu pot să-i dau răspuns acum, am nevoie de datele cu caracter personal. Nu încurajați asta că la mine la emisiune nimeni nu discută de dosarul lui. Discutăm de probleme generale. Știți dumneavoastră cine sună și ce întreabă? Păi nu, că dacă... Păi nu știu cine sună, dar dacă zice, domne, dosarul meu, îi spun, ori închide telefonul, ori pune întrebare general. Ascultați-mă, micuț, nu este niciun trafic de influență, este de a clarifica o situație private. Sunt foarte mulți în situația asta și asta nu poate să profite că vă... Nu, am înțeles, gata, răspunsul ați dat. Trei chestiuni. Dacă are el dreptate, e o anomalie. Una este dacă este justificat, iar dacă omul nu are alte chestiuni în dosar, gen stagii care se aducem din Italia și corespondența între state durează undeva la vreo 6 luni de zile de aia și până în 2021 la nivel de Uniunea Europeană, și aici revenim la președinția. Asta e interesant ce spuneți. Ia ziceți. Revenim la președinția României la Consiliul Uniunii Europene, până în anul 2021 suntem cu toții vom fi obligativitate, regulament, negociat, făcut, discutat. Nu, deci, nu, ați spus ceva important. Că deci până în 2021... Ați spus altceva important. Vă întrerup și vă spun eu ce ați spus important și vreau să mai spuneți o dată. Ce înseamnă un dosar de pensie? Atenție, cine aveți rude afară sau care munciți pe afară. Ce înseamnă un dosar de pensionare pentru un românaș care de la Revoluție până acum a muncit și în Italia sau Germania sau Franța sau Anglia? Ce înseamnă? Asta înseamnă, dar până să vă spun ce înseamnă, îți duc ideea până la capăt, că nu asta am vrut să vă spun. Noi până în 2021, toate cele 28 de state membre vom fi interconectate la un sistem informatic la nivel de Uniunea Europeană și datele le vom obține în termen real. Acum nu se întâmplă chestia asta pentru că nu suntem intercontinentați la nivel de Europa, nu la nivel de doar România. Așa. Însă, vechimea unui om pe care persoana respectivă a realizat-o într-un stat membru al Uniunii Europene se poate aduce în România ca și număr de ani, ca vechime, cum o știm noi, ca stagiu de cotizare, cum spunem noi profesioniștii, dar fără contribuție, pentru că se va ridica de acolo dreptul că acolo a contribuit. Întrebare. Eu am scris pe ecran, mi-am permis luxul și mi-asum, stimați telespectatori, știți că bărbații adevărați își asumă faptele și vorbele. Și să spun că guvernul Dăncilă, mă rog, nu știu dacă se va numi Dăncilă, guvernul ăsta,
Guvernarea asta va sta până în februarie 2020. Și ne crede altceva, e naiv, părerea mea. Deci mai avem 24 minus 20 de luni, 20 de luni cu această guvernare. Cine crede repede, cine crede altceva, e naiv. Vă prostesc, ori vă mint politic, ori vă manipulează TV. Credeți-mă. Întrebare, domnul Budă. 2020? Da, domne, vă spun eu de ce. Alegerile sunt 20 de luni până atunci. Cum? Ba da, domne. Februarie 2020. 12 sunt până... Nu, da. Sunt... Păi mai avem 6 luni până la final de an și încă 2 luni până în februarie. Iertați-mă, 8 luni. Am pus un an în plus. V-am mai dat un an în plus. Poate ați vrut să spuneți februarie 2021. Da, februarie 2021. Nu, nu. Februarie 2020, atunci se poate schimba guvernarea, pentru că atunci vin parlamentarii, noi parlamentari vin la muncă, altă majoritate politică și pune guvernul. Iertați-mă, nu 20 de luni. Am greșit, am calculat cu un an în plus. I-am dat lui Dăncilă un an în plus. Îmi cer scuze, doamna Vasilica. Păi nu, noi parlamentari vin la sfârșitul 2020, în decembrie. Păi am zis bine, am zis bine, nu vă luați după domnul Budăi. Da, ați spus în 2021 vin, domne. Așa am spus. Parlamentarii eu. Vin în februarie în 2021, mă miram cum să greșesc. Retrag toate scuzele, n-am greșit, domne, ba, 20 da. De luni. Mă îmbrâligă, februarie 2020. Dar trebuia să mă corectați 21, nu că nu stau 20 de luni. Da, domne, 20 de luni stau la guvernare, am zis bine. Fix 20 de luni, până în februarie 2021, că alegerile sunt parlamentare, sunt în 2020, în iarnă. Parlamentarii noi vin în februarie, credeți-mă, și guvernul va fi depune jurământul până jumătatea lui februarie 2021. Hai, domne, când mă mai... 2021-2020. 2021, domne. Așa. Da? 20 de luni mai stau, domne, la guvernare, ca să o luăm pe scurtătură. Întrebare. Întrebare. Dacă așa cum mi-ați spus și eu, nu vă suspectez nicio secundă că mințiți, că veți continua creșterile de salarii și de pensii în perioada asta. Atenție la întrebare, domnul Budăi. Continuarea de creștere conform programului de guvernare? Nu ceva în plus. Pa, și programația aia, de ni făcea Dragnea sau Olguța, ni făceau pe la table. Și femeiul spune că nu e în regulă, iar economia nu susține. Nu puneți o presiune extraordinar de mare dacă nu chiar îi gâtuiți pe aia care pot să vină la guvernare după PSD? Domnule Tudor Barbu, o să ne lovim atunci, probabil, dar cu siguranță tot noi vom guverna și vom duce la îndeplinire ceea ce am spus. Vedeți dumneavoastră, noi am gândit, Partidul Social Democrat a gândit acești pași pe anumiți ani. Am spus, de exemplu, vis-a-vis de valoarea punctului de pensie, că până în 2020 va fi dublată. Și va fi. Ceea ce se întâmplă acum demonstrează că va fi. Ce a fost până acum, a fost. În paralel, noi ne-am propus atunci creșterea economică, repartizarea creșterii economice, cum să facem, cum să începem investițiile, ce să facem. Lucru care ni s-a spus, hai domnule, plecați voi de aici, de unde 5,5 sau 5% creștere economică în 2017? A dat Dumnezeu și ne-a sprijinit Dumnezeu ca măsurile noastre să fie corecte și a fost 7%. Ne ducem pe anul următor. Când facem o medie dintre 2017 și 2018, ieșim în pragul pe care l-am spus noi. Domnul Budăi, mă uit și vă ascult cu atenție. Stați un picuț. Da, vă rog frumos. Dacă noi, și suntem determinați să implementăm aceste chestiuni cu investițiile și cu dezvoltarea României și prin parteneriat public-privat și prin proiecte de la guvern și prin atragere de fonduri europene, nu vreau să mă mai întorc, de ce nu s-au dat subvenții în 2016, de ce n-am autorizat nici autoritate de management acreditată, nu vreau să intru în chestiunile astea. E bine că nu vezi, bravo. Dar eu vă spun că se întâmplă chestii. Vă spun că eu deja solicit Ministerului Fondurilor Europene și deja voi și semna împreună cu Agenția Națională de Ocupare a Forțelor de Muncă o nouă linie de finanțare pentru încurajarea în valoare de 70 de milioane de euro pentru încurajarea ocupării în România. Avem pinuri în dezvoltare. Hai să vă opresc un pic, să luăm un pic de publicitate. Bă, când m-am pornit și eu. Ia, nu, credeți că nu mai pleacă, dar încoate la cheie după publicitate? Mai pleacă. Repet, stimați telespectatori, înainte de publicitate, doar ca să ne gândim toți pe astea câteva minute, să ne gândim toți la răspunsul domnului ministru. Domne, cineva minte și mi-asum ce spun cu silabă, cu silabă, cu silabă. Ori ministrul Budăi și cu tot cabinetul mint, ori Fondul Monetar Internațional minte. Ambele nu pot să încapă două săbi într-o teacă. De ce? Pentru că FMI spune clar, ați dezechilibrat bugetul țării prin creșteri de pensii și salarii. Iar programul PSD-ului prevede anual creșteri și de salarii și de pensii. Care dintre cele două structuri, una internațională și una internă, minte? Revenim. Eu nu am spus de minciună, eu am spus de cifre care demonstrează contrar. Revenim cu domnul ministru Budăi în 2-3 minute.
Ne-am întors în direct. Marius Budei, ministrul Muncii, este alături de dumneavoastră. Discutăm despre contractele tinerilor, contracte part-time sau cu program întreg de muncă și mai ales despre sistemul de pensii din România. L-a deranjat și probabil că are dreptate. Am folosit un termen mai dur, dar intențional l-am folosit pentru că așa simt. Și în general spun în emisiunea asta ce simt. Până mă ia ce ne audă beregăți sau până când, ferească Dumnezeu, alte instituții ale statului se vor seziza și mă vor arde. L-a deranjat pe domnul Budei că am spus că cineva minte. Ori guvernarea Dăncilă, ori FMI-ul. Pentru că FMI-ul spune clar, creșterile de salarii și de pensii au destabilizat sistemul, au dezechilibrat economia țării. Care e adevărul, domnul ministru? Pentru că spuneți că vă ține de programul de guvernare. Păi eu spun că ne vom ține, eu susțin acest lucru și faptele o demonstrează, dar eu ce am spus vis-a-vis de FMI și ceea ce le-am comunicat și lor atunci când eram președintele Comisia pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, am pus datele pe masă, ceea ce au însemnat estimările dumnealor pe ultimii ani și ceea ce a însemnat rezultatul exercițiului financiar în România. Au fost diferențe și chiar ceea ce am estimat noi. Noi am estimat mai pesimist și s-a întâmplat mai bine. Dar au fost diferențe între estimările dumnealor de creștere economică și, rezultatul. Eu cred că despre mine că sunt un bun român și unul dintre românii cât de cât înțeleg și informații. Nu, eu chiar nu înțeleg. Dacă nu să spuneți că vă veți ține de program, că vor continua așa cum a stabilit, etapizat, crește de salarii, crește de pensii. Iar aia de la FMI zic, domnule, nu e în regulă, ați destabilizat țara, vă duceți cu economia în gard pentru că nu aveți bani să dați salariile și pensiile, cineva e în regulă, ca să nu mai zică minte, că vă uitați la mine de parcă aș vorbi chineză. Eu n-am un limbaj așa dur. Dumneavoastră, noi gazetari ne permite. Interpretarea dumneavoastră. Eu v-am spus doar ceea ce s-a întâmplat, ceea ce pot vorbi pe cifre, ceea ce am demonstrat pe cifre, ceea oricine poate verifica estimările FMI-ului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România sunt publice, realizările și rezultatele, cifrele de la fiecare sfârșit de an sunt publice și putem face o comparare. Se vede clar că noi am fost cei care am avut dreptate. Puteți să răspundeți cu da sau nu la câteva întrebări care se pretează la răspuns da sau nu? Dacă se pretează. Are România creștere economică? Are, o spune Eurostatul. Are guvernarea asta îndeplinit într-o proporție de 75%, cât ați spus programul? Peste 73%. Peste 73% programul de guvernare? Da. Ați crescut salariile? Da. În sistemul bugetar le-ați crescut, da? Și salariul minim. Și salariul minim pe economie, și da? Și măsuri multe de ocupare, de încurajare ocupării. Păi nu, dar am dezvoltat un pic. Păi veneam eu cu întrebări. Ați crescut pensiile? Da. Ați dat la studenți gratuitate pe tren? Da. Ați dat tichete Și întrebarea finală. Nu știți. Nu știu. O știți? Da. Ia puneți-vă, domnule, întrebarea de finală. De ce nu ne-au votat pe 26? De ce nu v-a votat, domnule, poporul? Că e ceva care e o fractură pentru orice om sănătos din toată Europa. Dacă spui, domnule, guvernul ăsta, iată lista. Unul la mână. Nu v-au votat ei de le-ați crescut salariile la buget, la bugetari. Nu v-au votat ei de le-ați dat gratuitate pe tren să te iau la curs să-și rupă hainele să voteze USR-ul și PNL-ul. Eu zic așa, haideți să vedem ce se va întâmpla când va fi votul pentru guvernare. Acum nu a fost un vot pentru guvernare, a fost un vot pe un anumit val. Noi, ca Partid Social Democrat, sunt sigur că și colegii noștri din ALDE, ne-l asumăm, ne retragem, facem analiză, vedem unde am greșit, ne schimbând brusc ceea ce noi am promis în programul de guvernare. Trecem în funcția de cenzură pe care PNL săptămâna asta o depune? Acum o să fiu și eu un pic ziarist, dacă îmi permiteți. Vă rog frumos, e o meserie frumos. Ne jucăm așa de emoțiunea. Suntem niște copii mici cu niște jucării mari. Ia tu moțiunea, depune-o, eu votez, dar nu-ți votez guvernul, ia de acolo, o depunem, nu depunem, eu nu vă spun ce se întâmplă. Vă spun așa, de când a început discuția pe moțiune, unii și-o asumă, unii nu și-o asumă, o depunem, nu depunem. La data de astăzi, conform aritmeticii din Parlament, sub nicio formă nu trece. Adică alea 20-21 pic de voturi de care mai au nevoie să treacă ar trebui să fie o trădare din cadrul actualului PSD fără Ponta și nu să spuneți că nu vă trădează nimeni dintre senatorii și deputații PSD-ALDE. Dom'le, noi am avut discuții, mâine sunt iar discuții, am rediscutat cu colegii noștri, mai mult de atât, ne-am întors în comitetele executive la membrii noștri din județe care practic ne-au dat votul să fim aici sau la voturi din comitetele executive din aproape toate județele din țară. S-a luat un vot în Comitetul Executiv Național. Asta pot spune acum, dar nu trece. E bâlbâiala, știți, ca la... Ba trebuie să dăm pensii, ba nu trebuie să dăm pensii. Ba trebuie să dăm salarii, ba
nu trebuie să dăm salarii. Ba trebuie să impozităm IT-știi. Stai că nu trebuie să impozităm IT-știi. Suntem așa într-o... A fost o anomalie. Suntem așa... Păi nu vedeți că nici n-au intrat la guvernare și au 2-3 săptămâni de victorie și au 100 de declarații pe aceeași speță? Nu. Este o bâlbâială generală. N-am nicio chestiune. Mi-ați permis să fiu puțin ziarist. Ah, da, am uitat. Corect. Am avut o convenție. E doar adevăr ce am spus. Acum revenim. Ce ai zis, Teddy? Iertați-mă. Ce ai zis, Teddy? 3 minute. Da, Teddy, mersi. Domnul ministru. Mi-ați luat meseria. Vreau și eu să mă simt bine. Ia spuneți-mi, hai. Gazetarul Budăi, vă ascult cu drag. Păi, gazetarul Budăi, facem o analiză a ceea ce se întâmplă în opoziție. Eu acum sunt un ziarist care vreau să... Vă rog frumos, ridicați-vă. Dă generalul un pic. Ridicați-vă, domnule, pe scaun. Vă rog eu frumos. Vă rog frumos, treceți să n-a stat nimeni acolo. Ia treceți, domnule, acolo. Ia să facem așa. Așa, uite, domnule, schimb. Emisiunea lui Budăi, invitat Tudor Barbu. Ia spuneți, domnule, de la PNL. Eu de la PNL? Da. A, ce ai făcut, Bobiță? Da. Da, domnul. Ia spuneți-mi, domnule, deputat sau senator. Senator am fost, dar nu lăsați că ai avut calitate la trecut. Susțineți declarațiile domnului președinte Orban cu impozitarea IT-știlor? Nu. Ce faceți, domnule? Nu vă susțineți președinte? Nu, domnule, stați un pic, că nu e chiar așa și acum încep și eu ca aia să o îmbârlig. Domnule, știți că domnul Orban n-a vrut să spună chiar așa, păi, ăla de la Târgu Jiu care i-a cerut demisia, s-a băgat precum musca în... Domnul, deci nu e chiar așa. Dar a doua zi... Stați un pic, că am uitat că sunt senator. Nu senator, dar stați un pic, a doua zi domnul președinte al dumneavoastră a spus că și... Vreau să-mi dați un pic, măcar telefonul. Poate ne dă perișorul dumneavoastră. Nu stați un pic, luați-vă telefonul. Nu, că eu nu știu să umblu cu ăsta, că... Bă, nu știu, mi-a interesant ce conține telefonul ăla decât știftul meu. Așa. Luați-vă și agenda, că o să zică lumea că mă uit în agenda dumneavoastră. Nu, că e pe alb. Mă pregăteam să notez ceva. Da, domnul. A doua zi, domnul președinte Orban a spus că nu retrage nimic din ce a zis. A fost o declarație ciudată. Eu ca senator nu-mi permis. Acum ne jucăm, da? Zi, ca senator nu-mi permis să comentez ce spune președintele nostru, a domnul Ludovic Orban. A treia zi a venit și a resustinut. Domnule, nu care știu. Este părerea noastră personală? Părerea mea este că... Vis-a-vis de IT... Părerea mea este că zona IT este printre puținele zone socio-economice din România care ne face cinste și în afara țării și care ne aduce foarte mulți bani în țară. Și apropo, să vă spun ceva. Și acum o să fiu... Schimbăm, că e dinamica noastră. Păi o nu să putem fiu... mai să acum, nu ne schimbăm când vreți dumneavoastră. Atunci, Nu e foarte simplu, zic eu. Nu e simplu, domnule. Atât cât vrem să criticăm și să ne așa jucăm. Așa pot să vă jignesc și eu să zic că ministerul nu e un minister simplu. Atât cât vrem să ne jucăm și să criticăm, am spus. Așa, nu, da. Dumneavoastră nu vă jucați aici, tocmai ați spus că noi ne jucăm. Vă spun în felul următor. Înseamnă că dumneavoastră cel care a spus aceste cuvinte despre sistemul IT din România a încurajat o măsură luată de guvernul PSD în anul 2004. Care, domnule? Asta cu neimpozitarea IT-ului. Da, domnule, dar eu cred că totuși ar trebui să facem de așa fel încât cuvântul neimpozitare să nu creeze disfuncționalități și nedreptăți. Adică ori facem să nu fie pentru unii mumă și pentru unii ciumă, recunosc zona de IT ca fiind o zonă foarte importantă, dar nu sunt de acord ca doar o zonă din România... Nu înseamnă că este neimpozitare totală, cred. Nu, domnule, dar eu cred că între ce a spus Ludovic Orban și ce ar trebui făcut, trebuie găsită calea de mijloc. Adică impozitarea doar un pic. Vă rog frumos să luați publicitate, că eu știu că ne jucăm, dar trebuie să dăm salariile. Vă rog frumos. Publicitatea acum, vă rog frumos.